Accidentul s-a produs pe bulevardul Sisești, la intersecția cu strada Oaspeților. Două mașini care staționau la semafor au fost lovite cu putere de o a treia. Mașina prinsă la mijloc s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate, iar două femei care erau în autoturism au fost prinse înăuntru. Și ocupanții mașinii care au provocat accidentul au avut nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare pentru a putea ajunge în îngrijirea medicilor. O mașină a fost prinsă între două autoturisme. A fost dificilă deoarece era urcată una pe alta și s-a intervenit mai greu. Cele două femei din mașina prinsă la mijloc sunt în comă, iar medicii nu le dau mari șanse de supraviețuire. Bărbații din mașina care a provocat accidentul au ajuns și ei în stare gravă la spital. Răniții au fost transportați la spitalele Floreasca și Elias. Pentru unul dintre ei a fost nevoie de schimbare ambulanței, pentru că prima în care fusese s-a stricat. Șase ambulanțe SMURT, două echipaje de descarcerare și un echipaj din cadrul detașamentului special de salvatori au intervenit la locul accidentului. Pe toată perioada operațiunii de salvare, traficul a fost blocat în ambele sensuri, iar mașinile deviate pe rute ocolitoare. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili motivul producerii accidentului și persoana care se face vinovată.